Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 1 octombrie 2023 și astăzi vreau să vorbim despre primele semne ale începutului sfârșitului pentru dominația rusă în Caucaz. Ce este Caucazul? Caucazul este o regiune muntoasă din sudul Rusiei și nordul Turciei și Iranului. Avem aici o hartă. Cu roșu vedem Federația Rusă, da, inclusiv republicile parte din aceasta. Cu verde avem Georgia, cu galben avem Azerbaijanul, cu mov Armenia și în sud, după cum vă spuneam, Turcia și Iran. La vest este Marea Neagră și la est avem Marea Caspică. Această zonă, Caucazul, a fost un butoi de pulbere de mii de ani, cu etnii care în general se urăsc între ele, se luptă constant și sunt foarte independente. Vom vorbi imediat despre aceste etnii. Pe lângă popoarele din zonă, întreaga regiune a reprezentat un magnet pentru majoritatea marilor puteri ce au ajuns în apropiere. Persii au fost tot timpul prezenți, bizantini în perioada de glorie a Imperiului, apoi turcii și ultimii care au intrat în scenă acum vreo 200 de ani, după 1800, au fost rușii. Cele trei state relativ independente care vă spuneam că sunt în această zonă sunt Armenia, Azerbaijanul și Georgia. Toate aceste state despre care vorbim aici, mai puțin Turcia și Iranul, au făcut parte din Imperiul Sovietic, din Uniunea Sovietică. Ca urmare, toate au încă probleme de rezolvat, atât între ele cât mai ales cu Rusia. Și din cauza asta apar conflictele, apar tensiunile, apar problemele. Rușii au reușit până acum cu anumite probleme în anii 90 în conflictul din Cecenia, despre care vom vorbi și imediat despre ceceni, au reușit să păstreze un control relativ, dar acum, având în vedere ce s-a întâmplat în Nagorno-Karabakh, regiunea asta de aici, din vestul Azerbaijanului, în zona Armeniei, vom vorbi imediat ce s-a întâmplat acolo, apar niște semne cum că rușii nu mai reușesc să controleze situația, în principal datorită faptului că focusul lor este în Ucraina, acolo sunt majoritatea trupelor ruse, echipamentelor ruse și acolo se focusează energia lor, nu mai reușesc să controleze foarte bine această zonă și posibil ca acum să apară primele, acestea ce vedem acum să fie primele fisuri. Vedem în anii următori ce se va întâmpla. Așadar, Rusia domina clar nordul Caucazului și în sud avem, după cum vă spuneam, Iranul și Turcia. Cecenia, o vedem aici Cecenia, asta este în sudul Federației Ruse, dar este Republica Cecenă integrată în Federația Rusă, face teoretic parte din Federația Rusă, dar au încercat, după cum probabil că știți, în anii 90 să fie independenți. Cecenia au purtat două războaie foarte dure cu rușii. În al doilea, rușii teoretic au învins și au reintegrat Cecenia cu forța în Federația Rusă, însă lucrurile sunt puțin mai complexe. Voi detalia ce vreau să spun cu asta și care este situația reală cu Cecenia. Posibil ca cecenii în următorii ani să încerce din nou să se elibereze de ruși dacă uzura din Ucraina va afecta foarte mult Rusia economic, militar și nu va mai putea sau va da impresia că nu va mai putea să contracareze forțele care se opun lor în Caucaz. Despre asta vreau să vorbim astăzi, practic despre cine cu cine se dușmănește, cine cu cine se luptă și ce au de împărțit fiecare dintre ei cu Rusia. O să încep cu evenimentul cel mai recent, din punctul meu de vedere o tragedie practic, colapsul total al Armeniei și al pozițiilor armene în Nagorno-Karabakh. Probabil că ați văzut la știri, Nagorno-Karabakh a fost în totalitate ocupat de Azerbaijan, de azeri. O să vorbesc pe scurt despre ce s-a întâmplat acolo și de unde provin problemele. Dacă doriți mai multe detalii, am făcut un videoclip detaliat, cred că acum un an. O să-l găsiți pe canal și pun și un link la acel videoclip în descrierea acestuia. Practic, cum vă spuneam la început, Nagorno-Karabakh este situat aici în vestul Azerbaijanului și estul Armeniei. Este o regiune care a fost locuită până acum câteva zile în marea majoritate de armeni, dar sovieticii au decis cu mult timp în urmă, aceste două republici, Azerbaijan și Armenia, au făcut parte din Uniunea Sovietică, sovieticii au decis că Nagorno-Karabakh să aparțină oficial pe hârtie Azerbaijanului. Asta a fost situația la sfârșitul Uniunii Sovietice. Azerbaijanul, bineînțeles, că a dorit să integreze zona sub controlul său. Armenii s-au opus, a urmat un război în anii 90, armenii l-au câștigat atunci, această zonă a devenit practic
independentă de Baku, de capitala Azerbaidjanului, controlată de Armenia, nerecunoscută însă oficial internațional de nicio țară. Nicio țară n-a recunoscut această zonă ca aparținând Armeniei. Ce s-a întâmplat? În timp, Azerbaidjanul, cum după cum vedeți, mult mai mare, mai cu populație mai numeroasă și cu bogate resurse de petrol, de gaze, a reușit să devină mai bogat, mai puternic din aceste exporturi, să investească bani în armată și să primească, bineînțeles, sprijinul masiv al Turciei. Au primit turcii dușmanii de moarte armenilor de sute de ani, i-au sprijinit masiv pe azeri, plus că sunt cumva etnii apropiate din punct de vedere lingvistic și religios, bineînțeles, musulmanii, ambele țări sunt musulmane. Și aici intervin rușii. După ce vă spuneam că URSS-ul a atribuit Nagorno-Karabah Azerbaidjanului și a arestat pe armenii care se opuneau, după căderea URSS-ului, Rusia a sprijinit Armenia masiv, chiar în primul război din anii 90, împotriva Azerbaidjanului. A fost unul dintre motivele pentru care armenii au reușit să îi învingă atunci pe azeri. Rușii au sprijinit pentru că, după cum o să vedeți și la celelalte republici, rușii, au, după căderea URSS-ului, au încurajat conflictele existente între diferitele republici. De ce? Este principiul antic, divide et impera, îi fac să se rupte unii cu alții, să se urască mai mult între ei decât să urască Rusia. Și atunci Rusia poate să controleze mult mai simplu, să spun așa, regiunea. Și asta au făcut, i-au sprijinit pe armeni împotriva Azerbaidjanului, armenii au reușit atunci să domine acea zonă, însă ce s-a schimbat acum, 20 și ceva de ani mai târziu, aproape 30 de ani mai târziu, Azerbaidjanul, după cum vă spuneam, cu foarte mulți bani și resurse primite de la turci, drone în primul rând, au avut curajul să atace pozițiile armene din Nagorno-Karabah. Rusia nu a intervenit într-o primă fază. Armenia, teoretic și practic, face parte din alianța cu militară cu Rusia, CSTO, în care fac parte mai multe țări, care e un fel de NATO al rușilor, adică în sensul în care una dintre țări este atacată, cealaltă țări trebuie să intervină în apărare ei. Și asta Armenia a cerut în 2020, când Azerbaidjanul i-a atacat în Nagorno-Karabah. Rușii nu au intervenit atunci, Putin a spus că Nagorno-Karabah nu este recunoscut internațional, nu este teritoriul armean, deci nu are ce să intervină. Ceea ce era cumva așa tras de păr. Cred că armenii de fapt nu spuneau ca, sau nu cereau ca Rusia să intervină la propriu pe teren, ci cereau resurse, armament și așa mai departe, suport, și nu cred că au primit acest lucru. A mai fost un motiv atunci, președintele Armeniei, Nicol Pașinian, dacă nu mă înșel, este văzut de ruși ca fiind pro-occidental. Și atunci, bineînțeles, că au început să-l sape. Asta fiind între motivele pentru care rușii n-au intervenit inițial în Nagorno-Karabah. Azerii au avansat atunci, vă spuneam, cu tehnologie turcă, cu drone, având investind foarte mulți bani în armată, având resurse mult mai mari decât armenii, au cucerit aproximativ jumătate din regiune. Au intervenit în acel moment rușii, au trimis acolo 2000 de trupe de menținere a păcii, care trebuiau să protejeze pe armeni, să protejeze practic inima regiunii dominată de armeni. Nu s-a întâmplat acest lucru pentru că, iată, 3 ani mai târziu, Azerbaidjanul n-a mai ținut cont de acele trupe. În primul rând, Azerbaidjanul a sugrumat aici regiunea, coridorul Lacin, între Nagorno-Karabah și Armenia. Vedeți că e o legătură aici foarte îngustă. A sugrumat-o și n-a mai permis provizii să vină din Armenia către Nagorno-Karabah. Deci, încet, încet, i-a înfometat, i-a ținut acolo fără curent, fără necesitățile unei vieți moderne sau acceptabile, decente, pe armenii din Karabah, în ciuda celor 2000 de trupe ruse de menținere a păcii. După începerea conflictului din Ucraina, văzând că Rusia este prinsă până peste cap în Ucraina, Azerbaidjanul a căpătat curaj și, iată, în 2023 a atacat din nou și în doar câteva zile a ocupat toată regiunea. Armenia, practic, a cedat, a recunoscut și peste 100.000 de armeni de în acest moment au părăsit regiunea, probabil că, după cum spuneam, marea majoritate se vor refugia în Armenia. Azerbaidjanul, în ciuda opoziției ruse, fără să-i pese cele 2000 de trupe de menținere a păcii sau de să pară că e frică de o măsură militară a Rusiei, a avansat și a ocupat cu totul regiunea. Asta arată, din punctul meu de vedere, că Azerbaidjanul clar nu se mai teme de Rusia.
se simte puternic și datorită armatei sale și datorită fondurilor și datorită susținerii turcești și pur și simplu a făcut ce a crezut fără să mai ia în calcul puterea rusă. Cele 2000 de trupe de menținere a păcii ruse acolo, sunt curios ce se va întâmpla cu ei, dacă se vor retrage sau vor rămâne să apere pe cine, nu știu. Nu, din punctul meu de vedere, rușii au ieșit foarte prost din toată această situație, pentru că, pe de o parte, armenii îi detestă acum și acuză că nu i-au ajutat. Armenia chiar a spus oficial că își caută alți aliați, probabil se va îndrepta spre America sau, mă rog, Franța, Europa, depinde de context și de succes vor avea, dar în niciun caz nu mai vrea să aibă de face cu Rusia și în niciun caz nu a câștigat respectul Azerbaidjanului, pentru că Azerbaidjanul nu a ținut cont, a măturat practic pe cei 2000 de trupe ruse din Nagorno și și-au văzut de treaba lor. Așadar, o republică în sfidarea totală a Moscovei, cu sprijinul Turciei, ocupă teritorii. Este, repet, asta nu face această situație o situație fericită, pentru că este o tragedie pentru armeni. Armenii au suferit foarte mult în istorie. Este un popor pe care eu personal îi simpatizez, printre alte popoare, pentru că le știu în mare istoria și cât au suferit și, din păcate, îmi pare rău să văd că aceste suferințe încă nu s-au oprit și sper să se oprească, repet, sper ca Armenia să reziste, să găsească susținători ca să nu fie strivită în timp între Turcia dinspre vest și Azerbaidjanul dinspre est. Dar situația rămâne, Rusia a luat o lovitură, trupele ei au fost total ineficiente, armenii urăsc, azerii urăsc. Deci au pierdut total influență în sudul Caucazului. Bun. Să trecem la următorul, să trecem la Georgia. Spre deosebire de Armenia și Azerbaidjan, care s-au luptat între ele, Rusia încercând cumva să intervină, Georgia are de împărțit ceva direct cu rușii. Georgienii au și luptat cu rușii într-un război în 2008 pe care l-au pierdut, din păcate, și ce au de împărțit sunt două regiuni, Osetia de Sud, dar o vedem aici, și Abhazia. Osetia de Sud este în nordul Georgiei și Abhazia este în nord-vestul Georgiei. Sunt două regiuni rebele, să spun așa, care, conform celor stabilite de URSS, înainte să prăbușească, aparțin Georgiei. La finalul URSS-ului, aceste două regiuni, nu, populația de aici, în general, nu a dorit să fie integrată în Georgia, o parte a populației cel puțin, și au fost sprijinite masiv de ruși, tocmai ca să creeze probleme și să mențină ei controlul. Cum vă spuneam, peste tot unde erau conflicte, știm și Republica Moldova cu Transnistria, acest lucru, același lucru au făcut rușii, un conflict, ei intervin masiv, sprijină o anumită parte tocmai ca să creeze tensiuni, să mențină o zonă sub controlul lor prin război, prin amenințare și prin haosul care îl provoacă pe termen lung aceste situații, starea de instabilitate. Deci în 2008, președintele Georgiei Saakashvili, un președinte reformist care a modernizat Georgia și a încercat să o apropie de America foarte mult și de Occident, a încercat cu forța să intre în Osetia de Sud. Putin a trimis trupele ruse care au înaintat și au zdrobit pe georgieni, o țară mult mai mică și cu resurse mult mai mici decât Rusia, nu se puteau compara, și au cu forța au stabilit că aceste regiuni, Osetia de Sud și Abhazia, sunt recunoscute de Rusia și sunt regiuni independente de Georgia. În acel moment, în anii următori, atât de presiunilor ruse, Saakashvili a fost înlăturat. Acum Georgia este controlată de asta este o imagine din acel război. Georgia este controlată acum în mare de un guvern pro-rus, din păcate, în mod rușinos, însă cu siguranță că georgienii nu au uitat, marea majoritate a poporului nu au uitat aceste regiuni. Sunt regiuni importante pe care Georgia vrea să le lipească la teritoriul său. Dacă rușii în următorii ani se vor uza tot mai mult în Ucraina, vor pierde tot mai mulți oameni și resurse, Georgia este posibil ca să schimbe din nou direcția și să încerce să recupereze, dacă va fi necesar, cu forța aceste regiuni. Cam asta este despre Georgia situația. Haideți să vorbim acum despre Cecenia, care este, vedem aici, parte din Federația Rusă. Cecenii au avut un curaj nebun, curaj ce l-au și astăzi, sunt un popor greu de controlat și, în ciuda aparențelor, nu sunt total supuși puterii ruse. Chiar dacă, pe hartă,
Cecenia apare ca o republică total integrată și controlată acum de Federația Rusă. Au fost două războaie cecene, vestite ambele pentru brutalitatea lor. Rușii nu au ratat milă, la fel și cecenii. Primul război a început în decembrie 94, când Rusia era într-o gravă criză, din toate punctele de vedere economică, militară, politică, socială. Războiul a durat până în august 96, deci aproape 2 ani de zile, și cecenii l-au câștigat. Practic, rușii au trebuit să se retragă, a fost un acord între Yeltsin, era atunci la putere Yeltsin, și ceceni, prin care, practic, Rusia cumva lăsa Cecenia sub controlul rebelilor, să spun așa, neputând reuși să-și impună voința. Al doilea război cecen a început în 1999, când Vladimir Putin a devenit prim-ministru al Rusiei. Putin avea nevoie de un conflict, era o persoană destul de puțin cunoscută atunci în Rusia, avea nevoie de un conflict ca să atragă suportul populației și ca să instaureze puterea lui, tocmai înlocuise pe Boris Yeltsin cu acordul acestuia, dar bineînțeles că dorea să-și instaureze el controlul asupra Rusiei, deci avea nevoie de un conflict și cecenii i-au dat motive pentru că anumite grupuri cecene începuseră să lupte între ele și unele dintre ele intraseră în Dagestan. Dagestanul vedem aici, o republică mult mai mare din Federația Rusă, la fel musulmană ca și Cecenia, la fel de copopulație, la fel de luptătoare și doritoare de independență, de libertate. Cecenii au spus că vor declanșa o revoluție în Dagestan împotriva rusilor. Și asta a fost, au fost mai multe motive, dar asta au fost principalele motive. Putin atât a așteptat și a trimis trupele mult mai pregătite de această dată împotriva cecenilor în 99. În câteva luni au ocupat Grozny. Grozny a fost în mare parte ras de pe fața pământului, însă cecenii au rezistat. E o regiune, după cum vă spuneam, foarte dură, foarte sălbatică și muntoasă. Și atunci rușii și-au dat seama că nu vor putea stăpâni țara fără ajutorul unor ceceni. Și au găsit pe Kadyrov. Clanul Kadyrov, acesta este actualul lider al clanului Kadyrov, care controlează Cecenia, Ramzan Kadyrov, însă inițial rușii au vorbit cu tatălui și acela s-a declarat cumva de partea rușilor. A avut și anumite motive, o parte a poporului cecen era sătulă de război, țara era devastată, deci clanul Kadyrov a spus că e luptă de partea rușilor și a primit ajutoare masive, bani, armament, din partea rușilor și a atras de partea lui tot mai multe grupuri dintre ceceni care, fie datorită banilor, fie datorită faptului că vroiau o viață în care războiul să nu mai fie o prezență zilnică, au hotărât să treacă de partea rușilor. Și astfel, încet, încet, Cecenia a fost pacificată, cu ghilimele de rigoare, mai sunt și acum, să spun așa, forțe destul de reduse, într-adevăr, se pare, care însă în Cecenia încearcă să provoace agitație, însă în mare parte Cecenia a fost pacificată. Ce s-a întâmplat? Tatălui Ramzan Kadyrov a fost aruncat în aer în 2004 pe un stadion și atunci a venit la putere acest tip care este un dictator, bineînțeles, un dictator destul de instabil din multe puncte de vedere, care conduce cu o mână de fier Cecenia și am putea spune că mai degrabă Cecenia este condusă de clanul Kadyrov decât de Moscova, pentru că târgul funcționează în felul următor. Moscova dă o groază de bani, de multe ori nu controlează foarte atent ce se întâmplă cu ei, către Kadyrov și apropiații acestuia. Aceștia transferă acești bani la alți susținători din cadrul grupurilor cecene ca să-i corupă și să-i reducă la tăcere, să se supună, deci cumpără cu bani tăcerea cecenilor, ce mai rămâne se investește în țară ca să fie, să aibă un nivel de trai cât de cât acceptabil și primește, bineînțeles, armament de la stăpânii ruși, să spunem așa, primește informații, este cumva menținut acolo ca un interpus rus. Însă, puterea reală aparține acestui clan. Nu înseamnă că în viitor, dacă rușii nu mai au suficienți bani, nu mai au suficiente forțe, alte clanuri să se declare nemulțumite și să înlăture acest clan pe Kadyrov sau poate chiar Kadyrov la un moment dat să fie înlăturat sau să vrea el să îi înlăture pe ruși și să meargă în altă direcție, să aibă independența totală asupra regiunii. Este posibil, foarte posibil, ca cecenii să facă acest lucru. În acest moment, repede, cecenii sunt cumpărați cu banii ruși, trupele cecene care luptă
cadiroviții, cum se numiți, care luptă în Ucraina de partea rușilor, sunt plătiți foarte bine, sunt înarmați de ruși, însă, repet, acest lucru s-ar putea schimba în viitor în funcție de ce se întâmplă cu forța rusă în Ucraina, ce se întâmplă cu uzura rusă, cu economia rusă, cu finanțele ruse în viitor. Mai este bineînțeles și Dagestanul, care, repet, este posibil ca în viitor să își dorească alt drum în funcție de cum evoluează percepția asupra puterii ruse. Contează foarte mult acest lucru, percepția, în tot timpul popoarele supuse așteaptă un semn cum că stăpânul este slab și în acel moment se revoltă. Am făcut și noi asta cu turcii de foarte multe ori. Toate popoarele vor, în principiu, vor să fie libere, vor să-și hotărească propriul destin, bun sau rău. Fiecare vrea să hotărească ce face cu țara lui și cu destinul lui și este posibil ca dacă Rusia va să continue să piardă oameni, echipamente și economia să intre într-o criză profundă, până acum, repet, Rusia a putut să ducă destul de bine războiul și cred că o vor mai duce o perioadă lungă. Am vorbit în alte videoclipuri detaliat, chiar recent, le găsiți pe canal, despre războiul din Ucraina, între Rusia și Ucraina, și am vorbit cum Rusia se adaptează și se obișnuiește cu un nivel de viață mai scăzut, populația, tocmai ca să meargă cea mai mare parte a resurselor spre război, însă acest lucru nu poate fi întins la infinit. Pe măsură ce război evoluează, dacă evoluează nefavorabil pentru Rusia și nivelul de trai continuă să se deterioreze, este posibil tot mai mult ca o mare parte a populației, mai ales din aceste regiuni de graniță care nu sunt rusești, nu sunt controlați, nu sunt dominate de ruși, nu sunt ortodoxe creștine, ci sunt musulmane, să vrea să își aleagă alt drum și la fel, bineînțeles, foste republici sovietice care au fiecare dintre ele de împărțit cu Rusia o anumită regiune sau sunt animozități foarte vechi din perioada URSS-ului. Ok, situația este într-adevăr complexă. Este complicată ca orice situație ce provine din decăderea unei mari puteri, din pur și simplu uzura treptată unui mare imperiu, ceea ce este faza prin care trece acum puterea rusă, am mai spus în alte videoclipuri acest lucru, ea nu poate fi oprită, poate fi amânată, dar asta a făcut Putin, a amânat cât a putut uzura Imperiului Rus, dar cred că acum el a intrat într-o fază accelerată și în anii următori, repet, mai durează câțiva ani, în anii următori vom vedea tot mai multe evenimente de acest gen, gen cel din Nagorno-Karabakh, în care anumite regiuni, anumite țări cu forța vor încerca și probabil că unele vor reuși să își stabilească alt drum. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!